14 martie 1731, Johann Wilhelm Buderus a pus piatra de temelie la o mică societate minieră și metalurgică ce avea să devină colosul de astăzi al industriei germane de tehnică de încălzire. Cu trecerea timpului, revoluția tehnicilor de încălzire a continuat. S-a început fabricarea radiatoarelor din oțel, iar producția de cazane s-a dezvoltat exploziv, cererea de echipamente fiind din ce în ce mai mare. Cazanele Buderus pe care le folosim la modernizarea centralelor termice din municipiul Brașov sunt garantate cu un randament ridicat. În urma montării acestor cazane a scăzut consumul de gaz metan pentru producerea de energie termică. În acest fel, populația va plăti mai puțin bani pentru aceeași energie termică livrată. Până anul trecut am folosit cazanul de abur existent, mergând cu un randament scăzut la consumuri mici. Cazanul de abur Buderus a fost achiziționat în scopul asigurării aburului tehnologic necesar încălzirii spațiilor din fabrica de bere Ursus Brașov. Am decis să achiziționăm cazanele Buderus pentru o exploatare mult mai economică din punct de vedere financiar și pentru a oferi clienților hotelului Capitol din Brașov un confort mărit. Buderus oferă sisteme de încălzire viabile, mai confortabile și mai economice decât orice alte sisteme de încălzire convenționale. La 1 iulie 2007, venind la acest sanatoriu, am găsit 6 cazane tip Metallica cu un randament de aproximativ 35-40%. Am constatat că cheltuielile pentru